A existat un episod mai special din Ben 10 și anume un episod în care Gwen ia la puterea lui Ben. A început să folosească Omnitrix-ul chiar ea. Azi vreau să vorbim despre episodul respectiv. Fac și clipuri despre desene aici pe canal, deci bineînțeles că puteți distruge butonul de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la developer care zice: acest comentariu va dispărea în 69 de ore, 69 de minute și 69 de secunde. Așa că mai bine îs la începutul uneia dintre videoclipuri, înainte să dispară, am pus timer. Ok, developer, ia locul de la început. Ben 10 a avut mai multe episoade interesante, unul dintre aceste episoade fiind episodul Gwen 10. Și anume un episod în care Gwen ia puterile lui Ben. Practic am avut aici un fel de scenariu what if, și anume că Gwen este cea care găsește acel Omnitrix și nu Ben. În acest episod vedem cum Ben se trezește dintr-un vis alături de Gwen și de bunicul său. În timp ce Ben își ajută bunicul în a ridica un cort, Gwen este cea care găsește Omnitrix-ul. Ben primește așadar rolul suport în poveste, în timp ce Gwen este cea care se folosește efectiv de Omnitrix. Ideea episodului este una destul de simplă așa, dar cu toate acestea se pare că au existat și ceva zvonuri cu privire la apariția chiar a unei serii, Gwen 10, în care protagonista ar fi purtat Omnitrix-ul. Bine, zvonul nu s-a concretizat, deci da, seria nu a apărut, dar ce să zic așa, adică sincer, acum că mă gândesc, că nu mi se pare ceva atât de special ca Gwen să fie cea care poartă Omnitrix-ul, pentru că cel mai probabil acțiunea ar fi destul de asemănătoare. Eu aș prefera mai degrabă să continue Ben 10, de unde a rămas cu seria originală. Dar da, dacă Cartoon Network va decide ca o serie Gwen 10 ar fi bine primită, atunci vom vedea și am să mai vorbesc despre ea. Iar tot am vorbit azi despre Ben 10, uite aici un clip în care zic cum ar fi fain să continue Ben 10, și anume ca un adult cartoon. Ia bag un tip aici ca să vezi despre ce e vorba.